dar dacă ai acum pentru chiar și în public, unde să fii sigur că eu o să fiu sincer, ai vreo curiozitate? Spuneai că ceva, vreo întrebare? Da, eu te-aș întreba, eu cam bănesc răspunsul, dar oricum. Pentru mine -i o să fie o curiozitate personală pentru mine dacă ne mai urmăresc antreprenori uh -huh. o să fie curios și pentru el. pentru mine eu tot despre frici aș discuta Iată uh -huh. eu te-aș întreba blocajele și fricile tale, dar anume cu care te-ai confruntat tu, anume în procesul de creștere a just consult, să zicem nu partea de startup, da. știi noi toți suntem ok și uh -huh. proiectul nostru la un moment este startup. noi suntem până la 10 oameni în echipă acum uh -huh. și până la 10 să spunem că e startup. de la uh -huh. 10 oameni în sus până la etapa la care tu acum te afli. Iată fricile și barierele cu care tu personal te-ai confruntat și de fiecare dată. Când angajai oameni noi, când ieșai la nivelul noi, de ce te-ai ciucnit? Dacă îți vine deja, ți-ai da. Pentru mine asta e o curiozitate foarte... Da. Frica mea de la 10 oameni în sus în antreprenoriat, care este? Zi, da? Până la momentul formulare. în care ești acum, cu just consultă Și care până, până la prezent, cu peste 80 de colegi, da. Frica întotdeauna a fost Fricile, și este, blocajă, alte frici chestii. mai multe, încep cu prima care e așa cum stă activă, abuzul de control și lipsa de control. Mm -hmm. Încă nu am uh, pulsul ăsta să țin. Câteodată față de unii colegi aplic abuz de control, către unii sau majoritatea lipsă de control cu motivarea că să le dau mai multă libertate, autonomie, independență, dar se transformă într-o lipsă de control și apoi ineficiență, nu-și face treaba, nu duce la capăt, nu sunt rezultate și mă nervez pe mine că sunt cam prea relaxat și am fost prea relaxat și aici e și bun și ca pânica cei caldă și să fii angajatorul care nu te sufocă și diferite așa obiecții, știi, să nu fii dur, că... cum aș vrea să mă comport eu tot o oarecare angajator la care am fost eu și nu s-a comportat așa de bine ca mine. Uh -huh. Respectiv și eu făcând-o pe o, angajatorul bun, oamenii cam profită de bunătate și de lipsă de control și când nu-i pisica acasă, șoareci ce... șoarece pe masă. Da, și da, mai râd decât mine, că bag cafea, le nu număr pauzele, le nu număr minutele. Dar, bun, vreau să-mi schimb, dar bun, dacă ei se ironizează pe chestia asta, mă gândesc cum altfel, dar ră. și încă sunt indecis asupra competenței de control. Ce puncte de control totuși să existe ca să fie o în echilibru? Foarte interesant. Altă o... idee ar fi cu planificarea. Da. Am multe ședințe, chiar azi mă rădeam. Dacă medicul e medic, dacă juristul e jurist. A apărut la noi. Wow. Da -ă, okay. Dacă consultantul, nu știu care e consultant. Eu dacă fac activ, 20, 30, 40 de ședințe săptămânal, da. practic una pe oră, chiar dacă sunt 30, 15, 2 ori. Ședințe, 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 mă prindeam că băi, eu ce fel de antreprenor sunt, ce fel de director executiv, ce fel de fondator, care e funcția mea? Și dacă mă uitam în agenda, când mai ședințe, ședințe, ședințe și le da. suprapun, pauză între ele nu -i. Cu toate că am trecut și time management și planificare și da. delegare, toate competențele acestea, practic teoretic, le știu și în practic le testez, ne lăsând în pauză între ședințe și tot așa, dar să revin la ideea cu ședințe, era ședințolog. Nu știu cum, este un nomenclator a funcțiilor. nici știind funcția aceasta din ședință, ședință, ședințe, nici nu poți să mă numesc director sau mentor sau fondator. Om care face ședințe. Da, dacă tu faci așa de multe zeci de ședințe, pe anul sute de ședințe, ședințolog. Cu teoretic, da, teoretic așa și Și mă rădeam de mine, ședințolog. Bun. și o altă idee, Altă barieră, e, dar chiar barieră frică? Uit să deleg și în loc să conduc cu oamenii prin delegare punându-le procese de control și control la rezultatelor implicându-mă eu ca executantă în multe procese. Mă încarc pe mine și eu când mă uit fără pauză că dimineața pe însală, mi se pare că toți așa dincărcați. Mm -hmm. Și cum spunea Warren Buffett, tot cum spuneai tu să mă învăț dacă pot cumva prima întrebare să mi-o dau, dar cine altcineva din 80 de colegi poate să facă asta, dă eu. Da, Că tot mă prind cu ideea, cu reptila mea, mă urc la volan, duc la buicani în amuteaj, o oră încolo. Pentru ce păzesc mașina care se spală o oră jumate? Da. Pentru ce să mă duc eu, nu știu unde, stau în rând două ori și se rezolvă o întrebare. Pentru ce? Sau un client care mă roagă, du-te la Gara de Sud, din, din fericire deja am un coleg care mă mai ajută, dar mă duceam, luam eu colete, răzminteam care nu atât cât ca valoare, cât ca deservire, știi, și da. grați făceam deja, apoi am taxat cu 200 de lei, Pentru un să mă gândim, 200 de lei din prisma cui? Că taxi încolo, taxi înapoi, măcar să răscumpere, dar ora mea costă 10 ori mai mult. Corect. Și parcă îi făceam o favoare, parcă eram plătit cu 200 de lei, clientul spunea cum, tu până la gara din sud în colo și înapoi îmi 200 de lei, să-mi trimiți un plic la Italia. Mai vreau întrebări ce ceva? Eu sunt curios, tot în contextul fricii. în procesul de creștere, e frica că, nu știu, că nu o să faci față, nu știu, salariilor cumva, când ai să ajuns la o echipă mult mai mare, că sau permanent, știu că atât, profitul e pe plus și oricum cheltuielile de bază să acoperi liber. Indiferent de mărimea. Salariile tot o problemă. echipei și că eu Fric, sunt curios, dar din punctul ăsta. mea vine. ca antreprenor, ca angajator, că nu o să dau salarii bune sau nu o să am bani de salarii a fost și, este, și soluția este să-ți monitorizez 100% flux din casări asta și, da. și le împarți pe fonduri, fond de marketing, fond de resurse umane, fond de cheltuieli administrative, fond de preț de cost, fond de rezervă, fond de dezvoltare, adică niște fonduri. Da, nu da. există o limită minimă sau maximă, ești creativ și îți faci lista ta de uh, fonduri, care din încasări, trecând prin anumite fonduri, când procente și în sumă, tu vezi fond de marketing trebuie să fie atâta sau da, trebuie să îl da. sau să îl micșorezi. În fondi de HR între motivare personal, financiară, non-financiară, din building-uri corporativi, dar în fond HR e salarizarea i e după prețul de piață, prețul minim e 3.000, prețul mediu e 6.000 ceva, prețul de consum e cât acum 9.900. Uh -huh. Eu unde mă poziționez ca angajator? Dau salarii motivante sau sunt, sunt sub coșul pieței? Cine oameni buni o să vină la mine? Respectiv au fost cazuri și în pandemie când au scăzut vânzările, s-au stopat încasările, nu viniau clienți, nu viniau bani încasări. Era provocarea atunci aveam peste vreo 50 ceva, mi se 60 de angajați, uh -huh. nici pe unul n-am dat afară, soluția a fost atunci, nu mai zic de dividende sau profit, uh -huh. eram sub punctul de solvabilitate. Eu nu că eram pe zero, eram încă uh -huh. minus cu vreo 50-70%, soluția a fost să lăs casă angaj, mașinile în credit, am luat leasing, am luat microinvest, băncile nu finanțau crediti, respectiv am luat la procente mari, am dat, mi se pare, cât am putut eu, măcar chiria, omul să aibă uh -huh. de mâncare un minim, I o lună, două, numai mai țin minte acolo, cât a fost, că statul ne prăbutea ca să compenseze și am promutat bani. A și acum este frica mai rapid odată să dau fișe de post cu metrici, cu un salariu fix plus KPI flexibil de niște rezultate indicatori și să monitorizez fondurile cu punctul ăsta de solvabilitate și fondul de salarizare să fie un competitiv piață, să fie atractiv și să nu am frica aceasta de a nu plăti salarii. I sau... Dați me mesajul comentarii reacții, curiozități care eu pot să revin și să le dau răspuns eu sau Dorin. Mersi dorinței de prezență. Mersi, Ion, și încă o dată, pentru invitație ca... foarte mult. Nu uitați că noi astăzi abia am făcut cunoștință și mm -hmm. sper că știți cum de -al cu de alt să ajunge, dar om cu om și să ne mai revedem. Desigur că da, eu neapărat aș vrea eu la mine deja într-un interviu să te revăd, să Dacă să vezi te văd, în ce mă exploatez da, cu foarte beneficii, mult. interesul și -o... Foarte Audienții tale și a tot sigur, personal? Mă provoci la niște subiecte și hai. Cu mare drag. Mersi de tot și mie mi-a plăcut degajarea și relaxarea. Da. ți mulțumesc da. foarte mult pentru invitații. Eu personal și mulțumesc celor care ați privit, care ați stat până la urmă și mulțumesc celor care o să priviți. Eu cred că, cum se spune, mintea antrenată, cine caută, găsește. Cine ascultă cu atenție, o să ia multe chestii pentru, pentru el. Mulțumesc. Seara plăcută. Seara frumoasă, toți. da, la toți. La pa, toți da. Pa.